Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Arena Sportivă. Stăm de vorbă în această seară cu profesorul Cosmin Ardelean, profesor de educație fizică și sport în cadrul școlii gimnaziale numărul 1 din Dragu. Cosmin, bună seara și îți mulțumesc pentru prezența în studioul nostru. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Dragii mei, pe vremuri, oina era un sport foarte apreciat, chiar mai apreciat decât fotbalul, o spun mulți și astăzi, recunosc acest lucru. Din păcate, oarecum, numărul românilor care practică acest sport nu mai este atât de mare în ultima perioadă, chiar dacă este, pentru că trebuie să o recunoaștem, este cu adevărat sportul național al românilor. Cosmin, tocmai de aceea te-am invitat în această seară alături de mine să discutăm despre oină, despre sportul național al românilor, în special despre campionatul național de oină rezervat junioarelor 2 și 3, organizat de tine în colaborare cu o serie de parteneri, de asociați în municipiu, mai precis în sala de sport a liceului cu program sportiv Avram Iancu. Da, după cum a spus și dumneavoastră, oina este sportul nostru național, atât prin prisma tradiției cât și legiferat. Un sport care înainte de anii 90 era foarte practicat la nivel național, erau foarte multe centre în țară în care se practica acest sport, un sport foarte frumos și dinamic. Din păcate, după anii 90 au intrat alte sporturi cu o finanțare mult mai bună, iar încet, încet oina a decăzut puțin, dar există câteva centre la nivel național prin care încercăm să readucem acest sport acolo unde este locul, de acolo de unde a decăzut, să spunem, chiar dacă nu sună frumos. În weekend, într-adevăr, am avut onoarea de a fi gazda unui eveniment frumos, un eveniment național, respectiv Campionatul Național de Oină în sală junioare 2 și 3, care a fost organizat de către Federația Română de Oină în colaborare cu diversi parteneri pe care o să-i amintim ulterior locali. Acest campionat a fost rezervat categoriilor de vârstă junioare 2 și 3. Este primul campionat național sau prima competiție oficială organizată de către Federația Română de Oină din ultimii 25 de ani în județul Sălaj. Am mai avut diverse competiții școlare, Olimpiada Națională Școlară, care o finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la licee, dar în ultimii 25 de ani cel puțin nu am avut nicio competiție oficială organizată de către Federația Română de Oină. A fost un eveniment inedit, a fost un campionat național cu un număr record de echipe participante, am avut 9 echipe participante la aceste categorii junioare 2 și 3, ceea ce reprezintă un record și mă bucur că l-am făcut la Zalău și în același timp sper să fie depășită de edițiile viitoare. În mare parte pe noi ne-a onorat. Sperăm să mai avem ocazia să organizăm astfel de evenimente la Zalău și în viitor și să ne bucurăm de încrederea federației. Cosmin, dacă ar fi să vorbim de cifre, 10 mai 1898 ar fi anul sau data în care a avut loc primul meci oficial de oină. Sigur, după primul război mondial, interesul nu a mai fost atât de mare, pentru că a apărut fotbalul, a apărut sporturi precum sau gen boxul, chiar și cursele de cai au fost așa sau au intrat în prim planul iubitorilor de sport, de mișcare. Oina, sigur, a intrat oarecum într-un cont de umbră. Da, într-adevăr, primul meci a testat oficial cu documente, însă izvoarele istorice ne spun diverse, ne arată diverse jocuri premergătoare jocului de oină. Este destul de greu să specificăm care a fost primul meci cu adevărat al jocului de oină. Într-adevăr, primul meci oficial este a fost exact cum a spus dumneavoastră. A avut perioade de urcușuri și coborâșuri. Sperăm să îl readucem sus, să fie practicat de cât mai multe echipe, să avem în cât mai multe școli jocul de oină. În acest sens și la nivelul județului Sălaj am demarat un proiect în care sunt implicate 7 școli, 7 unități școlare de nivel gimnazial, în care ne dorim să implementăm acest sport, iar ulterior, pe baza unor jocuri și după ce va fi implementat și copiii vor fi atrași către acest sport, de ce nu să ne formăm și un club profesionist
având baza de selecție, dar dorim să începem de jos, în sus, iar ulterior, cum v-am mai spus, un club profesionist cu care să participăm la campionate naționale de seniori, senioare și așa mai departe. Chiar și în județul Sălaj, promotorul acestui sport este domnul Zah Teodor, care a dus oina în comuna Dragu în 1972, sper să nu greșesc. Dânsul s-a ocupat foarte, foarte mulți ani și a participat la foarte multe competiții oficiale cu elevi de la școala gimnazială numărul 1 Dragu, mă rog, înainte era școala gimnazială Dragu. A adus multe trofee care și acum stau în visteria școlii din anii 70, 80, 90. Ulterior, ștafeta a fost preluată de către domnul profesor Aloaș Dan, iar din 2011 am preluat eu. Vă mărturisesc că nici eu până în 2011 ce am ajuns la școala Dragu, nu cunoșteam acest sport, de ce să nu recunosc acest lucru. L-am văzut, mi-a plăcut, tocmai de-aia îi îndemn pe toți doritorii și toți iubitorii de sport să vină, să vadă un joc de oină. Cu siguranță după ce vor vedea un joc de oină și vor schimba 2-3 pase, vor îndrăgi acest sport și vor dori, dacă au posibilitatea, dacă sunt cadre didactice, să-l implementeze în unitățile dânșilor. Vom discuta, Cosmin, despre oină, despre tradiții, despre istorie în minutele care urmează. Până atunci aș vrea să ne întoarcem puțin la evenimentul care a fost sâmbătă și duminică, campionatul național. Aș vrea să te întreb, practic, cum ați reușit, să spun așa, cu ghilimele de rigoare, să convingeți federația să vă atribuie un astfel de eveniment organizat, cum spuneai și tu, în premieră. Noi am avut personal am avut o colaborare foarte bună cu Federația Română de Oină, respectiv cu domnul președinte Dobre Nicolae, care face, pot să spun, minuni în dezvoltarea acestui sport la nivel național. Am păstrat o legătură continuă prin diverse activități comune, iar dânsul mi-a propus mie dacă aș fi de acord, m-a întrebat dacă aș fi de acord să organizăm un campionat de oină în sală la Zalău. Bineînțeles că am fost de acord fără să ezit, fără ezitare. Și așa a luat naștere oarecum organizarea acestui campionat național. În lunile ce au urmat au fost tot felul de activități de organizatorice, de promovare, de susținere a acestui eveniment. Pe această cale, dacă îmi permiteți, aș dori să mulțumesc autorităților publice locale care ne-au sprijinit, Asociației de Dezvoltare Sălaj Plus, care a finanțat partea de promovare a acestui eveniment, Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, unei policlinici private din municipiu care a asigurat asistența medicală. Aș dori să vă mulțumesc în special și nu în ultimul rând dumneavoastră pentru susținerea și promovarea media de care s-a bucurat acest eveniment. Așadar, cum v-am mai spus, am fost sunat, am acceptat și l-am organizat. Am reușit să avem un număr record de echipe, 9 echipe, un număr foarte mare la care nu ne-am fi așteptat nici noi, nici federația. Ne bucură acest lucru, este un lucru îmbucurător și sperăm în viitor să depășim pragul de 9 echipe, să ajungem la 10-11, cât mai multe echipe, ținând cont că discutăm despre oina în sală feminin. La masculin este mai simplu, băieții sunt mai deschiși, dar la partea asta la feminin este o realizare destul de îmbucurătoare, numărul de echipe. Este oarecum un proiect mai nou, cum spunea și președintele Nicolae Dobre, oarecum un proiect mai nou în ceea ce înseamnă partea feminină, competițiile. Da, competițiile de oină feminin sunt introduse recent, tocmai pentru a dezvolta acest sport și în parte pe această latură feminină. În acest sens s-a introdus și oina în șase la în competițiile oficiale școlare, la gimnaziadă, respectiv ONSS. Anul trecut au fost incluse în cadrul Olimpiadei Naționale Sportului Școlar, de anul acesta vor intra în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor, care se dorește să fie un fel de spectacol sportiv. Etapele finale se vor desfășura, din câte am înțeles, la Izvorani și vor avea loc, toate disciplinele sportive se vor avea loc într-un singur weekend.
Noi încercăm să dezvoltăm acest sport atât în partea masculină cât și feminină, la toate categoriile. Avem trei variante: oina tradițională în aer liber în 11, avem oină în 8 pe plajă, avem oină în sală. Tocmai pentru s-au făcut aceste regulamente tocmai pentru ca acest sport să se poată desfășura și juca în orice perioada anului, indiferent de anotimp. Este destul de greu în perioada anotimpului rece să jucăm oina în aer liber, pentru că pot fi intemperii și atunci este mai complicat. Dar putem să-l facem în sală în această perioadă. Citeam în urmă cu câteva zile că în urmă cu puțin timp a avut, adică nu în urmă cu mulți ani, a avut loc și primul meci internațional. România a jucat... A susținut un meci în Germania, din câte îmi amintesc, și chiar a câștigat. Da, sunt tot felul de proiecte cu finanțări europene. Încercăm să ducem acest joc de oină și în afara granițelor. Nu doar în Germania s-a jucat jocul de oină, s-a jucat și în Polonia, chiar și în Japonia s-a jucat jocul de oină. Încercăm să-l facem cât mai cunoscut. Recent, ambasadorul Angliei, Marii Britanii, a solicitat, de fapt recent, chiar vineri, înainte de acest campionat național, a solicitat o demonstrație și a intrat la joc. S-a jucat și ambasadorul Marii Britanii, care a fost fascinat de acest sport. Așadar, noi, federația, toți cei implicați în acest fenomen, încercăm să promovăm și să-l facem cât mai cunoscut pe plan național și internațional, de ce? Ca să știe și telespectatorii care ne urmăresc, pe lângă faptul că ești profesor de educație fizică și sport, ești și reprezentantul federației în teritoriu. Sigur, ți-a revenit oarecum dreptul și onoarea, cum spuneai tu, de a organiza un astfel de eveniment. Sunt convins că este delicat, mai ales că ai în fața ta acolo o serie de nume importante, o serie de județe, ceea ce înseamnă chiar și din cealaltă colț al țării, din Constanța vorbim, ceea ce înseamnă că, iată, oina rămâne oarecum vie la nivel național. Da, oina la nivel național rămâne vie și este într-o continuă dezvoltare de ceea ce este îmbucurător. Am avut la acest campionat național participante din județul Constanța, cum a spus și dumneavoastră, din județul Argeș, din județul Bacău, Arad, Cluj, Maramureș, deci din Dolj, din toate colțurile țării au participat la această ediție. Încet, încet prinde rădăcini, încet, încet se dezvoltă, încet, încet apar noi centre, ceea ce este îmbucurător și dorim să avem cel puțin o echipă pe viitor, cel puțin câte o echipă sau câte un centru oinistic în fiecare județ. Nu este ușor, dar... Acesta este targetul nostru și sperăm să reușim acest lucru. Este oarecum mai dificil pentru fete de practicat acest sport? Cum au răspuns ele sau care a fost primul lor impact cu... Nu este, din punctul meu de vedere, nu este mai dificil. Atât fetele cât și băieții sunt foarte atrași de acest sport. Este mai complicat până au primul contact, să spunem așa, cu oina. Dacă stau și privesc doar din tribune, li se pare destul de greu jocul de oină, destul de complicat, destul de complex, dar în secunda în care intră în teren, devin fascinate atât fetele cât și băieții și practic acest sport cu mare plăcere. Chiar și în județul Sălaj avem și am avut pentru prima dată prima competiție anul trecut oficială de oină fete la Olimpiada Gimnaziilor, unde am avut participante de la Școala Gimnazială Bucium, am avut de la Școala Gimnazială Corneliu Coposu. Așadar, acest sport prinde foarte bine atât în ceea ce privește partea feminină, cât și masculină. Important e să reușim să-l implementăm în cât mai multe școli, să aibă un prim contact cu acest sport, iar ulterior sunt convins că vor solicita elevii să practice acest sport. Era vorba de 8 echipe la un moment dat, Cosmin. În ultimul moment, oarecum la îndemnul președintelui Nicolae Dobre, ai încropit și tu o echipă din jucătoare, din eleve
Sălăjene, de la Dragu și de la Bucium, sigur care au reprezentat, au reprezentat Sălajul, însă indirect, pentru că au fost sau au evoluat sub egida clubului Tisa Sighet, cum spuneai tu, neavând în acest moment un club afiliat în Sălaj, la nivelul federației, bineînțeles. Da, era păcat să nu avem și noi o reprezentantă, chiar dacă doar din punct de vedere moral sau indirect, să spunem așa. Am îngropit o echipă pe ultima parte din fetele de la școala gimnazială numărul 1 Dragu și școala gimnazială numărul 1 Bucium. Au fost legitimate la CS Tisa Sighet, din păcate pe plan local încă nu avem un club afiliat federației, dar aceasta este dorința noastră ca în cel mai scurt timp să ne formăm și noi un club local la nivelul județului. Pot să vă spun că m-au surprins cu câtă dăruire au jucat fetele. Au reușit un onorant loc 4 la junioare 2. Au jucat o finală mică, ceea ce nu este puțin, ținând cont că eu am îngropit această echipă într-un timp foarte scurt. Cum a spus și dumneavoastră, era păcat să avem un campionat național și să nu avem sălăjeni cei care să joace în acest campionat. Dacia Mioveni, dacă nu greșesc, și Progresul Băilești au fost cam cele mai bune în competiția de la Zalău. Este aici, sau în aceste județe, în aceste zone, este o tradiție a acestui sport a oinei? Da, într-adevăr, Dacia Mioveni 2012 și Progresul din județul Argeș și Progresul Băilești din județul Dolj au dominat acest campionat național. La categoria de vârstă junioare 3 a câștigat și campionul național, a devenit Dacia Mioveni, urmând și pe vicecampioană Progresul Băilești, urmând ca la categoria de rezervată juniorilor 2 să facă rocada, să câștige Progresul Băilești și vicecampioană Dacia Mioveni. Au centre puternice, într-adevăr, în ceea ce privește oina, au cluburi, au participări foarte multe la campionate și la competiții școlare sau competiții organizate către Federația Română de Oină, și acest lucru și-a pus aprenta în jocul elevelor lor, au avut experiență, o experiență în plus față de celelalte echipe, și atunci au reușit să cucerească titlul atât la junioare 3 Dacia Mioveni, cât și la junioare 2 Progresul Băilești. Într-adevăr, au avut și un plus, trebuie să recunoaștem, față de celelalte echipe din punct de vedere tehnic, tactic, dar cu siguranță celelalte echipe vor veni tare din urmă și încercăm să ducem la nivelul celor două echipe, dacă este posibil, toate echipele și din țară. L-am văzut la această competiție, la acest eveniment, și pe președintele Nicolae Dobre, ceea ce înseamnă sau rezultă încă o dată, practic, faptul că nu a fost o competiție oarecare. Da, domnul președinte a participat și a participat cu întreg birou federal de la Federația Română de Oină la această competiție. Este până la urmă un campionat național, nu este o competiție oarecare. Discutăm despre competiție oficială organizată de către Federația Română de Oină în colaborare cu partenerii enumerați anterior. Domnul președinte Dobre face, pot să spun, minuni în ceea ce privește dezvoltarea oinei pe plan național și chiar și internațional. Este sufletul oinistic din perioada noastră, din momentele acestea, și îi mulțumesc pe această cale pentru toată dăruirea de care dă dovadă. Îi mulțumesc pentru faptul că și-a făcut timp să fie prezent alături de noi. Dânsul dorește, și tocmai acesta este scopul, viziunea dânsului, de a promova și de a desfășura și organiza aceste competiții în cât mai multe locuri, tocmai pentru a fi un impuls pentru cei din zonele respective în practicare, dezvoltarea acestui sport minunat, care este sportul nostru național. Și dacă tot vorbeam de Nicolae Dobre, o să le oferim telespectatorilor posibilitatea, Cosmin, să urmărească un scurt interviu cu președintele Federației Române de Oină. Va urma o scurtă pauză de publicitate și revenim cu partea a doua
Rămâneți alături de noi, ne întoarcem în câteva minute. Nu știu dacă este o premieră, pentru că Sălajul întotdeauna a fost apreciat pentru modul foarte bun în care se implică în ceea ce privește organizarea competiției de oină. Ați mai avut finale naționale, inclusiv de oină, dar astfel de competiții organizate de federație, vreau să spun că ați avut competiții organizate de către Ministerul Educației Naționale, care sunt de asemenea cu o anvergură foarte mare. De federație, cel puțin eu nu mi-aduc aminte să fie organizată vreuna de în ultimii 10 ani de zile, să nu greșesc. Ceea ce vreau să apreciez este faptul că m-a surprins plăcut organizarea foarte bună, faptul că autoritățile și-au dat mâna și au reușit să ne ofere condiții foarte bune. Pentru că, de regulă, din păcate, mai avem și cazuri în care ni se promite una, se întâmplă alta. Aici nu s-a întâmplat acest lucru. Chiar Ardelean Cosmin, împreună cu Inspectoratul Școlar și toți ceilalți care au fost, și-au dat mâna și au reușit să facă lucruri foarte bune pentru acești copii minunați. După cum vedeți, discutăm de o competiție cu o participare numeroasă. Vreau să spun că pentru competițiile Federației de Juniori, anul acesta reprezintă un record de participare. 9 echipe cu o reprezentare foarte bună. Ați observat că sunt din toate regiunile țării. Asta spune foarte mult de caracterul național pe care îl prinde oina în ultima perioadă de timp. Ce mă bucură este faptul că discutăm de competiții de copii. Vorbim de copii până în 16 ani. Sunt două competiții, una până în 14, juniorii 3, cealaltă până în 16 ani. Asta înseamnă că vom avea viitor. Dacă avem o participare numeroasă la aceste categorii de vârstă, credem că avem șanse foarte mari ca să avem și foarte multe echipe de seniori în viitorul nu foarte îndepărtat. După cum observați aici, este o luptă frumoasă la fete. Este ceva deosebit pentru cei care nu cunosc, că această variantă de oină este relativ nouă. Varianta pentru fete este de 5-6 ani de zile introdusă în calendarul federației. Prinde foarte mult, avem un număr de echipe comparabil cu numărul de echipe care există la băieți. Asta înseamnă că avem șanse ca în scurt timp poate chiar să depășească numărul de echipe de la băieți. Nu ne dorim să depășească, ne dorim să crească ambele. Dar asta cred că depinde și de implicarea profesorilor care... Din ce văd eu, este deosebită chiar la nivelul Sălajului. Avem un proiect în derulare împreună cu Inspectoratul Școlar. Din câte am înțeles, sunt în jur de 7-8 școli deja implicate în acest proiect. E un număr destul de mare pentru un singur județ. Federația este parteneră al acestui proiect și cred că rezultatele se vor vedea în scurt timp. Deja aveți o echipă participantă aici, chiar dacă nu evoluează sub numele de Zalo, pentru că nu aveți un club afiliat. Este o echipă care pe baza unui parteneriat evoluează sub o altă denumire a unui club al federației. Asta înseamnă că este interes și unde este interes, întotdeauna noi intervenim și sprijinim cu mare plăcere. Aveți o tradiție foarte importantă în zona Dragu, Hida, aveți persoane deosebite, cum este pe lângă Ardelean Cosmin, care este venit mai nou, dar să nu uităm acolo, este o persoană care de 10 de ani se ocupă, este, îl știți foarte bine, pe Dan Aluaș, care se implică în oină și care trăiește pentru oină, a reușit să dezvolte nu numai în comuna lui și în prejur. De fapt, cred că și Cosmin este un produs al său, pentru că l-am lipsit de oină. Aveți o tradiție foarte bună în ceea ce privește oina, chiar dacă n-ați avut întotdeauna o participare, sau n-ați avut în ultima perioadă, mai corect spus, o participare numeroasă la competițiile federației. În schimb, echipele de oină din mediul școlar n-au lipsit de la competițiile organizate de Ministerul Educației Naționale și întotdeauna nu numai că au participat, au ajuns la fazele finale și au obținut de foarte multe ori clasări pe podium. Asta înseamnă foarte mult și chiar în momentul de față, din câte cunosc eu, nu pot să dau o cifră exactă, dar foarte mulți dintre jucătorii care au fost inițiați în oină, să spunem, de către Dan, evoluează la o echipă foarte bună, la revelația actuală a Campionatului Național de Seniori. Este vorba de Politehnica Cluj-Napoca, o echipă cu rezultate meritorii, câștigătoarea medalilor de bronz anul acesta la competiția de seniori, care are în componență, cred că, 4-5 jucători din Sălaj. Asta spune foarte mult despre faptul că s-a produs acolo. Chiar dacă nu au mers pe numele de Zalău sau de județ de Sălaj, au mers la Dan a produs, sau cei din zonă au produs și au reușit acum să aibă și ocazia să evolueze la competiții naționale. Îmi doresc să aveți o echipă proprie și cred că se va rezolva acest lucru în scurt timp, să nu vă limitați doar la aceste participări școlare care sunt extrem de importante, dar să se reușească o soluție pentru a le da o șansă să participe și la competițiile naționale ale federației. Din câte cunosc, sunt demersuri în acest sens pentru considerarea unui club sportiv. Sper să se materializeze într-un timp foarte scurt, astfel încât să avem o participare la competițiile din țară, nu numai aici. Avem competiții, după cum ați văzut, un calendar foarte bogat anul acesta, numai puțin de 35 de competiții naționale, atât în aer liber, în sală, competiții pe plajă, așa că paleta este foarte diversificată, pentru seniori, pentru juniori, pentru fete, pentru băieți, așa că se poate practica. Dacă vrei să practici oina, federația îți oferă posibilitatea să o faci în diferite forme. Ce-mi place mie aici la Zalău, că am găsit această atmosferă plăcută, atmosferă liniștită, în care
se vorbește puțin, se face mult. Asta este un lucru care pe mine m-a frapat de la început. Cu Cosmin am început pregătirea acestei competiții în urmă cu peste 3 luni de zile. Au fost multe, bineînțeles, s-au făcut multe, dar fără să se vorbească foarte mult. Asta mi-a plăcut, Ardeleanu de regulă vorbește mai puțin și face mai mult și pentru acesta vreau să-i felicit încă o dată pe toți cei implicați în organizare, pentru că am găsit aici chiar condiții deosebite și sper să revenim cu plăcere și cu alte ocazii. Am revenit cu partea a doua emisiunii Arena Sportivă, alături de mine profesorul Cosmin Ardelean, reprezentantul Federației Române de OIN în teritoriu. Cosmin, aș vrea să te întreb, pe lângă campionatele naționale, vorbim și de cel de la Zalău, cele la nivel de juniori, vorbim și de băieți, cele la nivel de seniori, care ar fi alte competiții incluse în calendarul Federației Române de OIN? În calendarul Federației Române de OIN avem o varietate de competiții sportive. Avem Cupa Regelui, avem Cupa României, avem Cupa Satelor, la care participă doar echipe din, sau cluburi din mediul rural, format în exclusivitate din jucători sau jucători legitimați la cluburi din mediul rural. Cam acestea ar fi, și bineînțeles, campionatele naționale rezervate tuturor categoriilor, atât la masculin cât și la feminin, începând cu junioare 3 până la seniori. Competiții oficiale cam acestea ar fi, sunt destul de multe, așadar dacă există dorință, putere și sănătate, se poate juca OIN în mod oficial prin Federația Română de OIN și participând la competițiile federației. Pe plan local, bineînțeles, în centrele existente, mai există și competiții, să spunem așa, neoficiale, proiecte locale, exact cum avem și noi în Sălaj, Cupa Dragoș Vodă, Cupa Hida mai nou, exact așa există în toate centrele oinistice din țară. Iar pe lângă aceste proiecte, să le spunem, educaționale locale, sportive locale, mai avem competițiile incluse în calendarul Inspectoratului Școlar și a Ministerului Educației, respectiv Olimpiada Națională a Sportului Școlar și Olimpiada Gimnaziilor. Așadar, OINA se poate practica, există foarte multe competiții și concursuri, atât școlare cât și oficiale ale federației, la care se poate participa. Dorim să avem cât mai mulți participanți în viitor și, de ce nu, să avem participante din fiecare județ. Spuneai de faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Practic, evenimentul care a fost în urmă cu 2 ani pe stadionul municipal Gheorghe Gușet, un alt eveniment amplu, nu știu dacă nu a fost o premieră și acea competiție. Într-adevăr, a fost o premieră și competiția respectivă. Discutăm despre o finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la licee, unde nivelul este puțin mai ridicat, atât din punct de vedere tehnic cât și tactic. Așadar, cei care au fost prezenți acolo au avut șansa și ocazia să vadă niște jocuri de OIN care se apropie de nivelul jocurilor din campionatul național de seniori. A fost o premieră, am organizat-o cu mare bucurie și cu mare plăcere împreună cu școala gimnazială numărul 1 Dragu și cu care a fost partener și la această competiție, respectiv campionatul național de OINA, și împreună și cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj. A fost un adevărat regal oinistic, fiind la categoria juniori 1,
fiind vorba despre liceu. Nivelul a fost, cum v-am mai spus, unul ridicat. Sperăm să mai avem ocazia să avem astfel de competiții, astfel de etape finale, unde echipele participante au un nivel puțin mai ridicat din punct de vedere tehnic și tactic, și atunci spectaculozitatea jocurilor este mult mai mare decât la o etapă interjudețeană sau județeană. Spunea în interviu dinaintea pauzei publicitare președintele Nicolae Dobre despre Dan Aluaș, un alt personaj care promovează și a promovat cu mândrie și cu onoare Oina. Tu ești, practic, o continuare a ceea ce a lăsat oarecum el, cu toate că la Hida încă continuă și el să facă acest lucru. Da, într-adevăr, eu sunt continuare, cum v-am mai spus, până în anul 2011 nu am știut ce înseamnă jocul de Oina. Mai exact, această continuare a pornit de la domnul Zah Teodor, care a dus Oina în Dragu, care l-a format pe domnul profesor Dan Aluaș, care la rândul său, cu sprijinul lui domnului Zah, m-au format pe mine, și este un lanț care sperăm să continue la nesfârșit, să avem cât mai mulți profesori de specialitate și chiar dacă sunt și de alte specialități care să îndrăgească acest sport, să-l dezvolte, să-l promoveze, să-l ducă mai departe, să crească și să formeze noi generații. Exact cum spunea și domnul președinte Dobre în interviu, avem jucători formați la școala gimnazială numărul 1 Dragu, care activează la clubul Politehnica Cluj, fiind revelația acestui campionat național la seniori, medaliați cu bronz, așadar Oina din Dragu produce talente, avem talente, avem posibilități. Dorința noastră este să ne formăm și noi un club, un club cu care să participăm cu o denumire locală și să reprezentăm cu mândrie județul Sălaj la diverse categorii a campionatelor naționale organizate de către Federația Română de Oină. Cosmin, vorbim de peste 70 de ani, dacă nu greșesc, o istorie îndelungată în Sălaj, a ceea ce înseamnă jocul de oină. A rămas oarecum totuși în acea zonă, zona Hida, zona Dragu, Voivodeni, în ideea în care, cum spunea profesorul Zah Teodor în urmă cu 2 ani la acea fază națională, cândva erau echipe chiar și în Șimleu, Silvanie, erau în Ilianda, erau în câteva centre importante, să spun așa, din Sălaj. A rămas acum, practic, să continuați tradiția doar în acea zonă. Da, din păcate s-a ajuns să rămână singurul centru oinistic. Exact cum v-a spus și domnul Zah, înainte erau câteva centre la nivelul județului Sălaj, la Nușfalău, Ilianda și Mijna, dacă nu mă înșel, și așa mai departe. Din păcate, aceste centre s-au stins ușor-ușor. Cauzele exacte nu le cunosc, dar încercăm să reînviem și să formăm, ori să reînviem centrele respective, ori să formăm noi centre oinistice la nivelul județului. Mă bucur să văd că există o deschidere foarte mare din partea colegilor de educație fizică implicați în acest proiect de dezvoltare și promovare a sportului național în unitățile școlare. Ne dorim și cu toții mi-au promis că vor participa la olimpiadele școlare viitoare. Discutăm despre 7 unități școlare, ceea ce, exact cum a spus și domnul președinte Dobre, nu este puțin. Dacă reușim să ducem mai departe aceste centre, pentru început este mulțumitor. Probabil în centrele respective care s-au stins, acel lanț care s-a legat la Dragu, începând cu domnul Zah și finalizând până în momentul de față cu mine, și care eu îmi doresc să continue și în viitor, nu a funcționat atât de bine și a existat undeva o ruptură, dar ne dorim să reformăm, să aducem și să formăm noi centre la nivelul județului Sălaj. Aș vrea să te întreb de ce ai ales oarecum Oina. Sigur, vorbim tot de aruncarea mingii, pentru că înainte, cei care nu te cunosc, ai practicat sportul de performanță, ai fost aruncător de disc și de greutate la Clubul Sportiv Școlar Zalău. Da, am mers exact cum au rămas toți cei implicați în fenomenul oinistic. Nu cunoșteam jocul, nu știam regulamentul, nu știam nimic, absolut nimic despre oină. Făceam aceeași greșeală pe care o fac mulți în momentul de față, confundă aruncarea mingii de oină cu jocul de oină. Am văzut un joc de oină, am fost fascinat, mi-a plăcut, l-am iubit
și l-am dus mai departe. Într-adevăr, eu am practicat aruncarea greutății și a discului, dar soarta m-a adus să continui cu oină în momentul de față. Regulamentul la prima vedere pare destul de complicat, dar este destul de ușor. Într-adevăr, practicanții jocului de oină, fiind cel, din punctul meu de vedere, cel mai complex sport, care, în care trebuie să ai atât viteză de reacție, îndemânare, atenție distributivă, trebuie să întrunești cât mai multe, foarte multe calități spre deosebire de alte sporturi. Dar este un sport frumos, este un sport plăcut, este un sport care nu este riscant, chiar dacă poate la prima vedere pare riscant. Nu a existat incidente grave nici la acest campionat. Așadar, invit cât mai multă lume să vină spre sportul nostru național, oină. Tot în acel interviu spunea președintele că ia în calcul într-un viitor, sigur, nu foarte îndepărtat, chiar organizarea unui campionat național pentru seniori, fiind încântat de modul în care se prezintă sala Avrameancu. Da, acesta este și scopul meu personal și al celor implicați în fenomen la nivel județean. Eu am declarat încă de la început că ne dorim prin organizarea acestui campionat să atragem printr-o organizare bună și eu cred că a fost destul de bună, să atragem un campionat național de seniori. Va fi un alt nivel, un alt punct și vom pune sălajul pe harta oinistică a seniorilor. Vom putea acorda posibilitatea sălăjenilor să vadă un joc de oină în aer liber, cu un nivel foarte ridicat din punct de vedere tehnic și tactic. Într-adevăr, și acum au fost jocuri spectaculoase, dar totuși discutăm despre categorii de vârstă junioare 2 și 3, adică până în 14 ani, respectiv 16 ani feminin. Altfel se vede jocul de oină când ai un campionat național de seniori în aer liber, respectiv Politehnica Cluj, Frontiera Tomis, Constanța, Straja București, echipe care au, unele au tradiție în acest sport, au jucători care practică acest sport de 20 de ani, de 10 ani, deci cu experiență. Altfel arată un joc de oină în aer liber și aceasta este dorința mea, să atragem un campionat național de oină seniori. Ar fi imposibil, Cosmin, dacă tot vorbeam de promovare și de creșterea tinerilor și în această ramură sportivă, ar fi imposibil de realizat sau de încropit o echipă de seniori în, știu eu, în 5, în 4, 5, 6 ani? Cred că și... Nu, categoric nu. Cred că și mai repede, ținând cont că, exact așa cum v-am spus, avem 4, 5 jucători formați la Dragu, care activează în momentul de față la Politehnica Cluj. Mai avem un jucător format tot la Dragu, în centru oinistic de la Dragu, care activează la Frontiera Tomis Constanța, care este campioana națională a României la seniori. Cred că nu este imposibil. Avem din spate câțiva juniori care au niște calități deosebite și care au demonstrat, care au participat la etape naționale ale olimpiadelor. Asta este și dorința mea, exact cum a spus și domnul președinte și cum i-a comunicat și dânsului, îmi doresc să formăm un club pe care să-l afiliem la Federația Română de Oină, să începem cu grupe de juniori și ușor, ușor să avansăm spre seniori și să ne luptăm la medalii, dacă nu chiar la titlu. Există oarecare diferență, sigur vorbim de partea tehnică, din punct de vedere al regulamentului, între oina practicată în aer liber și cea practicată în sală, care am văzut-o și noi la Zalău, sâmbătă și duminică? Da, există câteva diferențe între cele două variante de joc. Scheletul, oarecum, jocului este același, dar diferențele în mare sau importante ar fi următoarele. În aer liber discutăm despre 11 jucători în echipă, pe când în sală avem doar 6. Aproape jumătate decât în aer liber. După aia discutăm despre o altă diferență care este majoră, suprafața terenului. Sunt diferențe în ceea ce privește regulamentul. În aer liber, pe un culoar de ducere pot pleca concomitent doi jucători,
pe întoarcere idem, tot doi jucători, pe când în sală discutăm doar despre un jucător pe ducere și un jucător la întoarcere. Doar ultimii doi pot merge ambii concomitent pe ducere și pe întoarcere. Diferențele sunt mai mult tehnice, în mare parte regulamentul este apropiat, dacă nu chiar identic. Punctele se fac tot din bătaie sau prin pălire, cam acestea ar fi diferențele și dintre jocul din aer liber și jocul de sală. Unul dintre obiectivele tale ca și reprezentant al Federației în teritoriu este de a promova și a crește tinere talente în sportul național al românilor. Ce aș vrea eu să te întreb, dacă nu există oarecare reținere din partea elevilor, în primul rând la cei din clasele primare, în momentul în care le pronunți cuvântul oină? Cel puțin în școala în care activez eu, acum fiind și tradiție jocul de oină, nu mă lovesc de această problemă, dar discutând și cu colegii din celelalte unități școlare, există oarecare reticență până fac primul pas, până joacă un mes sau până dau două, trei pase cu mingea de oină. Oarecum cea mai mare frică a lor ar fi să nu fie pălit, să nu-i doară în secunda în care îi lovește cu mingea. Aceasta ar fi marea reținere a lor. Dar după ce joacă un meci, după ce fac un antrenament, prezintă o deschidere foarte mare, îndrăgesc acest sport și vin ei singuri să solicite, haide să jucăm oină, haide să practicăm, haide să facem un antrenament. Eu, la dragul cel puțin, mă lovesc de multe ori de un refuz categoric de a face alte sporturi, că discutăm de ora de educație fizică sau în afara programului, le propun să facem și alte sporturi. Nu, noi ne dorim oină. Bineînțeles, trebuie să ne ținem în cadrul orelor de educație fizică de o anumită programă, dar am vrut să scot în evidență faptul că elevii îndrăgesc foarte mult acest sport, solicită să practice și chiar cei din ciclu primar vin cu o dorință mult mai mare decât cei din ciclu gimnazial. Probabil cei din ciclu gimnazial, ținând cont că au mai participat la diferite competiții, sunt mai obișnuiți cu acest sport, dar cei mici din urmă vin foarte puternici și foarte dornici de a practica oina și de a juca. Există o mare bătălie, între ghilimele, între ei, pentru a intra în echipele de copii, de juniori. Așadar, premisele sunt pozitive și ne bucură acest lucru. Am impresia, și nu știu dacă mă înșel oarecum, oina este mai practicată în mediul rural decât la orașe? Da, într-adevăr era și este încă mai practicată în mediul rural. Acolo s-au închegat și au rămas centrele oinistice, care s-au format cu mulți ani în urmă. Din păcate, în mediul urban, până în prezent, se loveau de problema suprafeței de joc. Discutăm în jocul din aer liber, care era practicat până în acest an și în cadrul olimpiadelor școlare. Discutăm de un teren cu o suprafață destul de mare, iar în mediul urban este mai greu să deții o astfel de suprafață pe care să joci. Din fericire, și ceea ce este mulțumitor, începând cu acest an, cum v-am mai spus, se implementează în cadrul olimpiadelor școlare. Că discutăm, chiar dacă discutăm despre Olimpiada Națională a Sportului Școlar sau Olimpiada Gimnaziilor, se implementează jocul în șase, jocul în sală, care, bineînțeles, se poate practica și în aer liber, dar suprafața terenului este de dimensiuni mult mai mici, este suficient un teren de handbal și atunci sperăm să reușim să pornim centre cât mai multe și în mediul urban, care să rămână centre oinistice și să promoveze și să practice acest sport cât mai mult timp. La nivel județean, Cosmin, în câteva minute, pentru că ne-am mai rămas puțin până la final, care ar fi principalele competiții? Știu că este acea competiție Dragoș Vodă cu o tradiție la nivel județean. Care ar fi alte proiecte, alte competiții pe care le aveți? Cum v-am mai spus, în cadrul proiectului implementat cu cele 7 unități școlare, ne-am propus să promovăm și să implementăm acest sport atât din punct de vedere teoretic cât și practic. Așadar, ca și competiții, discutăm despre Cupa Dragoș Vodă, despre Cupa Hida, care se vor desfășura undeva în lunile aprilie-mai anului viitor.
Până atunci mai avem etapele județene ale olimpiadelor școlare, Olimpiada Națională a Sportului Școlar la ciclu liceal, Olimpiada Gimnaziilor la ciclu gimnazial. În mare, cam acestea vor fi competițiile care urmează pe plan local și care vor avea loc cu certitudine. Este foarte posibil ca pe parcurs, în secunda în care acest proiect școlar, parteneriat școlar, mai bine spus, între cele 7 unități școlare se va demara și va avea cursul firesc, să se solicite și să avem mai multe competiții oinistice la nivelul județului, în funcție de cum vom reuși să promovăm și să implementăm acest sport în cele 7 unități. Cosmin, îți mulțumesc pentru prezența în studio. Sper, cum spuneai și tu, sperăm cu toții să avem într-un viitor nu foarte îndepărtat chiar o echipă de seniori, sau prima fază ar fi acel club afiliat la Federația Română de Oină, și de ce nu tradiția oinei să continue așa cum se întâmplă de peste 70 de ani în Sălaj. Mulțumesc și eu pentru invitație. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost și în această seară alături de noi. Rămâneți în continuare cu programele Sălăjanul TV. Noi ne revedem săptămâna viitoare de la aceeași oră. La revedere!